Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, ediție de promovare electorală. Alături de mine, domnul Adrian Dupu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și candidatul PNL Prahova pentru Camera Deputaților. Bine v-am regăsit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Este a doua emisiune pe care o avem împreună în această campanie electorală. Au rămas destul de multe de la precedenta, destul de multe lucruri de punctat, mai ales că deși oamenii în campanie electorală sunt reticenți în ceea ce privește, să le spunem, promisiunile electorale, cred totuși că de data aceasta, dumneavoastră și alți candidați, chiar venind din zona executivului, chiar aveți și niște argumente solide în spate în momentul în care prezentați anumite proiecte de investiții. Am urmărit pagina noastră de Facebook. Cel puțin în ultima perioadă, în campanie electorală, ați fost destul de prezent în Prahova. Și vreau să vă întreb, din discuțiile pe care le-ați avut, inclusiv cu autoritățile locale, care ar fi, să spunem așa, principalele probleme pe care le-au invocat inclusiv primarii cu care v-ați întâlnit în ceea ce privește infrastructura rutieră și feroviară? Principala problemă e durata pentru absorpția banilor, pentru implementarea proiectelor și tocmai din cauza că nu au fost bani. Și asta mi-au spus, toată birocrația care a fost înainte pentru depunerea proiectelor, pentru primirea banilor. Dar vedem cum lucrurile încep să se miște. Banii nu vor mai fi o problemă în următorii 4 ani. Pe lângă buget și bani de la Europeană avem cei 80 de miliarde, dintre care 30 de miliarde în următorii 3 ani pentru planul de redresare și reziliență. Bani care în mare măsură se vor duce în infrastructură. Avem planificat între 9 miliarde și 17 miliarde de euro să meargă în infrastructură rutieră și feroviară. Domnul Dupu, România a mai avut astfel de trenuri, ca să le spunem așa. Din păcate, pe multe le-a ratat, tocmai din cauza incapacității autorităților, fie că vorbim aici de autorități locale, județene sau ministere, de a întocmi documentația necesară pentru absorpția fondurilor europene. Iar acolo unde s-au luat aceste fonduri, derularea efectivă a lucrărilor a fost de lungă durată. Scandaluri, șantiere abandonate și așa mai departe. În situații de genul acesta, e clar că cetățenii au tot dreptul să fie reticenți, nu? Când aud, domne, vor veni bani de la Uniunea Europeană. Păi stați, că așa ne-ați mai zis și acum 4-8 ani. Dar e o mare diferență între ce au promis cei dinainte și ceea ce facem noi astăzi. Ieri a fost inaugurat primul tronson din autostrada Moldovei. Acum 4 ani acest lucru părea de neimaginat. Ieri au fost dați în folosință primii 17 km în regim de autostradă pe varianta ocolitoare a Bacăului, cu un an mai devreme. Deci cred că așa ceva nu se putea imagina în România în urmă cu 4 ani, cu un an mai devreme decât termenul prevăzut în contract. Vedem deci că se poate și avem și primii kilometri din autostrada Moldovei și terminați mai devreme. Și de aceea spun că noi demonstrăm prin fapte că ceea ce am introdus în programul de guvernare putem să ducem la îndeplinire. Trebuie să existe voință. Partidul Național Liberal vine cu oamenii competenți, cu oamenii care știu și oamenii care au demonstrat că pot face aceste lucruri. Dumneavoastră sunteți secretar de stat la Ministerul Transporturilor. În ce măsură ați reușit să deblocați inclusiv acele dosare peste care se așternuse praful? Mă refer aici la proiecte de investiții în infrastructură. De ce nu mergeau lucrurile până acum? De ce un kilometru de autostradă durează în România de 10 ori mai mult timp decât în țări, nu ne raportăm la țări puternice din vestul Europei, ci din țările din vecine? Sincer să vă spun, nu pot să-mi dau seama de ce durează așa de mult. Mi-e foarte greu să înțeleg ce făceau oamenii ăștia la servici
în fiecare zi dacă lucrurile durau așa de mult. Și o să vă dau un exemplu care nu e o investiție mare, adică e ceva foarte mic. Ieri am fost la Măneciu și am inaugurat halta de la Măneciu și peronul, o investiție foarte mică. A durat 3 săptămâni de când primarul mi-a spus despre problemă. Acolo oamenii săreau din tren, încetinea trenul și sărea din tren. Adică mi s-a părut ceva incredibil pentru o țară neeuropeană. Oamenii să sară din tren pentru că nu au o haltă. Am fost la Măneciu, am discutat, i-am oferit tot suportul domnului primar. Ieri am inaugurat acest proiect. Și nu înțeleg de ce fostul primar a avut nevoie de 6 ani. Și nu a făcut, deci acum 6 ani a pus proiectul pe hârtie și l-a planificat și n-a făcut nimic. Și dacă îmi permiteți, aseară stăteam înainte să adorm să mă gândesc și e și amuzant că dacă era să aduc câte o dală din aia din beton de la București În la cârcă. Măneciu în spate, Ar fi fost mai rapidă am treaba, nu? făcut calculul și cu tot cu odihnă, cu tot cu drum dus întors, cu tot cu montat, terminam în 2 ani jumătate. Bun. În 6 ani de zile n-au reușit să fac asta. A durat 3 săptămâni și mie mi s-a părut un termen rezonabil. Nu foarte rapid, nu foarte lent, un termen rezonabil. De ce nu putem face lucrurile acestea să devină o normalitate? Pentru că așa mi se pare firesc și asta cred că așteaptă oamenii de la noi. Bun, la Măneciu, situația de la Măneciu cred că nu este singulară, adică cu siguranță ați mai vorbit și cu alți primari din Prahova, care, ale căror localități sunt străbătute de căi importante, mă refer aici și la structura de circulație feroviară, da, care se confruntă cu aceleași probleme, pentru că în ultimii 30 de ani nu s-au făcut investiții în zona asta. Într-adevăr, nu s-au făcut investiții, dar nici primarii nu au făcut demersurile necesare. Am mai discutat cu mulți alți primari din Prahova și mi-au expus problemele pe care le-au legate de infrastructura feroviară. Și în foarte multe din localități, sau nu în foarte multe, în toate localitățile în care am discutat, deja s-a demarat procesul și până la începutul anului viitor, sau cel târziu la începutul anului viitor, că vin sărbătorile, se vor rezolva toate aceste probleme, ceea ce înseamnă trecere la nivel de cale ferată, peroane, gări, spațiile din fața gărilor care aparțin CFR infrastructură și care vor putea fi date în gestiunea autorităților locale Așa cum să se facă întâmplă un și la parc, să Ploiești, facă. da? Da. Pentru că l-am avut pe primarul PNL al Ploieștiului care spunea, domne, eu aș vrea să fac curat în zona gării de sud, de exemplu, dar acele spații sunt ale CFR și practic trebuie să discut cu cei de la minister pentru ca, iată, să-mi dea mie în administrație, în administrare spațiile respective pentru a face curățenie, a salubriza zona, a desființa acele construcții inestetice și așa mai departe. Într-adevăr, ne-am întâlnit cu domnul primar, am fost și la, au fost și domnul viceprimar la minister, am venit și eu împreună cu conducerea CFR la Ploiești, am discutat și va fi transferat spațiul din fața gării către primărie. Vom găsi metoda legală, deja se lucrează la documente și la fel, în cel mai scurt timp acest spațiu va fi al primăriei sau în administrarea primăriei și vor putea să se ocupe cum e normal. Bun, domnul Dupu, există niște situații ale unor localități din Prahova care sunt străbătute de drumuri importante. Mă refer aici, dacă vreți, la Comarnic, Sinaia are centură, Bușteni, de ce nu și Azuga. De principiu, la Comarnic și la Bușteni se formează acea coloană de mașini. E clar că până vom avea o autostradă pe distanța Ploiești sau măcar Comarnic-Brașov, cu siguranță DN1 va rămâne principala rută de trecere a munților în Transilvania, dinspre București. Când vom putea vorbi de niște centuri ocolitoare? Pe partea cealaltă, dacă vreți, avem Vălenii de Munte, unde la fel se formează coloane destul de mari, pentru că DN1 a străbate acea porțiune, sunt la fel ca și la Comarnic, trafic infernal, multe treceri de pietoni și e clar că se pierde foarte mult timp în trafic. Când vom avea parte de niște drumuri, niște centuri pe
pe o lungime, nu știu, cred că vorbim de câțiva kilometri la fiecare localitate în parte, astfel încât să deviem traficul în afara unor astfel de localități. La Vălenii de Munte, din câte știu eu, s-a semnat săptămâna trecută de către președintele Consiliului Județean, domnul Ilian Dumitrescu, demararea lucrărilor pentru centura ocolitoare, cei 7 km. Comarnic Nord, am spus și data trecută în emisiune, s-a semnat contractul pentru proiectare și execuția nodului de la Comarnic Nord și pentru toată varianta este în completare studiul de fezabilitate. La fel avem inclus în programul de guvernare autostrada A3, Brașov-Comarnic, lucruri pe care le vom vedea și sunt convins că din experiența pe care am avut-o în aceste 9 luni de zile, finalizate chiar înainte de termen. Dar vreau să mai spun, am fost Vă și eu rog. în acest weekend prin județ, când a fost mini-vacanța de Sfântul Andrei, 1 decembrie, și într-adevăr cozi foarte multe. În schimb, să știți că trenul Brașov-București face mai puțin decât mașina, chiar și când nu e aglomerat pe DN. De acord cu dumneavoastră, e greu totuși în zilele noastre să renunțăm la confortul mașinii. Adică sunt foarte mulți cei care stau pe blocați minute bune pe DN1, pe Valea Prahovei, preferă totuși să înjure guvernanții de la volan sau din dreapta șoferului decât să ia trenul. Apropo de tren, că tot ați ridicat această problemă, să știți că este o diferență enormă între garniturile care circulă strict pe distanța București-Ploiești-Brașov între cele private și cele de stat, cele ale CFR-ului. Cu puține excepții, trenurile CFR sunt mult inferioare din punct de vedere al condițiilor oferite călătorilor și la prețuri, cred, similare cu cele ale companiilor private. Când vom avea și noi trenuri ale CFR călători care să arate decent? CFR Călători are în acest moment 1000 de vagoane în folosință, dintre care multe sunt recondiționate. Nu sunt noi, pentru că material rulant nu s-a mai cumpărat în România de foarte mulți ani. Acum sunt în procedură de achiziție 100 de vagoane și mai avem planificat încă 28. Are și CFR-ul vagoane la standarde sau în condiții decente, chiar moderne, le-am văzut cu ochii mei, se circulă și pe ele, mai ales pe distanțele lungi. Am înțeles. Bun. Dar spuneați dumneavoastră că nu s-a mai făcut de mult o achiziție de material rulant. Sunt măcar din bani europeni, sunt proiecte pentru a vedea o modernizare a ceea ce înseamnă Da. trenurile CFR? Da, avem acum în curs de achiziție 80 de vagoane și, cum am spus, mai sunt prevăzute și din banii aceștia europeni achiziția încă 28 de bucăți. Bun. Aveți în față acel material care a circulat intens săptămâna aceasta privind utilizarea fondurilor europene pentru infrastructura rutieră și feroviară. Dacă ne puteți spune în Prahova sau, mă rog, în zona, în regiunea Muntenia, care ar fi principalele proiecte de infrastructură pe care ar trebui să le și vedem într-un timp rezonabil, cum spuneați dumneavoastră, de câțiva ani, nu de câteva decenii. Vom avea într-adevăr autostrada A3, cum spuneam, Brașov-Comarnic și coridorul rutier A7, Ploiești-Siret, Bun, la acum 490 de kilometri. ca Vom idee. mai avea, asta e per total, modernizare de magistrală feroviară, 162 de kilometri. Sunt prevăzute și achiziții de material rulant în total pentru trenuri, 39 de rame, nu 28, 39 de rame. Deci eu cred că se va vedea foarte ușor diferența după 4 ani de zile, ce a însemnat o guvernare liberală, ce a însemnat oameni pregătiți și oameni competenți.
Și faptul că am demonstrat într-un an de zile că putem, cred că ați văzut și toată lumea a văzut declarația primarului Capitalei, fondator al altui partid, care a spus: eu votez PNL pentru că m-a convins PNL că are și oamenii competenți, are și cel mai bun program de guvernare. Cred că atunci când un competitor vine și declară: domnule, sunteți cei mai buni în acest moment, cred că asta spune multe. Dumneavoastră ați fost, v-ați numărat printre candidații care au criticat fosta administrație PSD din Prahova, ați venit cu, și cu exemple, ați avut critici inclusiv la actualii parlamentari ai, să spunem, partidului, principalului partid de opoziție de acum. PSD nu este principalul partid de opoziție, au majoritatea în Parlament. Cel puțin din punct de vedere al guvernării. Nu știu, ce v-a determinat să faceți aceste, să spunem, critici, să aduceți aceste critici? Nu e vorba că am făcut niște critici, am scos în evidență niște aspecte care se văd cu ochiul liber. Am tras niște concluzii, dacă vreți, după tot ce s-a întâmplat în Prahova în ultimii 30 de ani. Nu cred că o persoană care e într-adevăr obiectivă și realistă poate spune că s-au întâmplat multe lucruri bune în Prahova în această perioadă. Nu, și chiar stăteam în această perioadă de vorbă și cu oameni de afaceri, și cu primari, și cu simpli cetățeni, care îmi spuneau: domnule, nu se mai poate, sperăm că dumneavoastră într-adevăr veți face ceva. Nu se mai poate, ne-am săturat, ne-au adus la sapă de lemn. Și acest lucru îl dorim noi pentru Prahova, o dezvoltare durabilă. Și cred că 6 decembrie este momentul în care să pornim pe acest drum ireversibil spre o dezvoltare durabilă. Nu știu, aveți un target la nivel național PNL? Ce scor ar putea să obțină? Va fi, să spunem, partidul cu cel mai mare scor dintre toți competitorii electorali la alegerile de duminică? Așa ar fi normal, ținând cont de ceea ce am demonstrat, și așteptările noastre sunt să câștigăm într-adevăr alegerile, să dăm viitorul premier al României. Sunt convins că oamenii apreciază munca pe care am depus-o în toată această perioadă, în care a fost cea mai grea perioadă post-decembristă. În timp ce alți lideri de partide, și țin foarte bine minte atunci când Partidul Național Liberal a preluat guvernarea, a venit un lider de partid, și nu o să-i dau numele, dar a spus că nu este treaba să scoată România din criză. Îmi pare rău, dar atunci care este treaba noastră, a politicienilor, a celor care ne-am implicat, sau care e treaba parlamentarilor, dacă nu să ajute România în toate etapele, și atunci când este bine și atunci când este rău? Nu mi se pare corect să vii în fața cetățenilor să spui că nu este treaba partidului meu să scoată România din criză. Nu, noi PNL n-am stat deoparte, ne-am asumat cel mai greu an. Puteam foarte bine să spunem: stăm și noi deoparte, lăsăm să-și rupă gâtul. Nu, pentru că ne-a păsat, nu puteam să stăm să ne uităm cum România ajunge din rău în mai rău. Și asta sper că vor aprecia prahovenii și românii duminică la alegeri. Bun, totuși, spre deosebire de alegerile locale, unde miza pentru cetățean era una, să spunem, directă, îmi aleg primarul sau președintele Consiliului Județean, tentația multora e să spună: domne, parcă n-aș ieși totuși din casă ca să-i aleg pe parlamentari. Parlamentarii, neavând o imagine tocmai bună din punctul ăsta de vedere, uitându-ne și la, mă rog, la actuala legislatură care își încheie mandatul, și mă refer acum la cei care dețin majoritatea în Parlamentul României și ale căror personalități, cu ghilimele de rigoare, au făcut foarte mult rău prin legile pe care le-au dat, prin
modul în care au încercat să subjuge justiția și așa mai departe. Cum îi determinați pe oameni să vină totuși și să participe la alegerile parlamentare de duminică? E simplu, dacă nu vor ieși la vot, vor câștiga aceiași oameni ca acum 4 ani. Dacă nu ieșim la vot, câștigă PSD-ul. Și atunci când câștigă PSD-ul, pierde România. Dacă ieșim la vot, dacă ne exercităm acest drept și la urma urmei e o obligație față de țară, nu față de un partid politic, atunci câștigă România. Pentru că o țară în care oamenii sunt responsabili și exercită dreptul la vot, este o țară în care democrația este sănătoasă. Și asta ne dorim pentru România. Cred că au fost, azi e vineri, a fost Ziua Națională a României, acum câteva zile. Am văzut foarte multe mesaje, toată lumea mândră, iubește România. Aveți ocazia peste numai 2 zile să demonstrați că vă iubiți țara, ieșind la vot, implicându-vă. Bun, revenim puțin la zona asta de infrastructură. Dumneavoastră, repet, sunteți secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Sunt anumite lucruri care, să spunem, nu presupun, dacă vreți, niște investiții foarte mari din punct de vedere financiar. Niște marcaje rutiere corecte, un iluminat nocturn în zona trecerilor de pietoni, montarea unor separatoare de sens acolo unde se întâmplă frecvent tragedii și așa mai departe, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, cea care este direct subordonată, dacă vreți, Ministerului Transporturilor. Se pot face lucrări care, repet, nesemnificative din punct de vedere financiar, astfel încât șoferul să aibă acel sentiment, în sfârșit, au tras o dungă de var ca să pot să văd unde este banda noaptea, au semnalizat corect o trecere de pietoni unde au fost loviți foarte mulți pietoni, tocmai pentru că șoferii care nu cunoșteau zona nu au redus viteza și s-au întâmplat astfel de nenorociri. Există la nivelul, repet, al Companiei Naționale de Drumuri o politică în sensul acesta? Să știți că vin foarte multe solicitări în această privință de la primari referitor la sensuri giratorii, marcaje și am avut și de la Berceni și de la Sinaia mai multe solicitări. Le-am discutat pe toate cu colegii de la minister și la Păulești sunt probleme referitoare la infrastructura aceasta rutieră mică, ca să-i spun. Și se rezolvă toate aceste lucruri. Durează foarte mult, tocmai pentru că n-a s-au durat foarte mult, tocmai pentru că n-a existat o conlucrare între primari și administrația publică centrală. Și n-a existat nici atunci când primarii erau de aceeași culoare roșie cu guvernanții. Și îmi spunea un primar care a venit la minister într-o zi. Deci, șoferul de la primărie, când a ajuns și a văzut că are dreptul să parcheze în curtea ministerului, șoferul care fusese același la vechiul primar, care era roșu, la fel ca și ministrul transporturilor, a rămas uimit. Și asta au făcut cei de la București, îi umiliau și țineau pe cei din teritoriu mici. N-am înțeles de ce. N-am înțeles de ce era nevoie la Ministerul Transporturilor. Avem o parcare mare în față, unde au loc vizitatorii, oamenii care vin cu treabă, că nu vine nimeni să parcheze, să plece cu trenul. Evident. Și atunci n-am înțeles, am rămas un pic șocat, pentru că zicem, nu, dacă era un primar liberal și voia ministrul să-l țină pe la ușă, nu-i dea voie să parcheze. Deși și atunci mi se pare o micime sau ceva pueril. Da, păi atunci când e un coleg de partid și vine la tine cu o problemă, tu să-l umilești în halul ăsta. Și asta spun, a durat pentru că nu a existat o conlucrare. Noi gândim altfel. Credem că interesele cetățenilor sunt mai presus decât politica de partid, decât interesele de partid, decât culoarea politică. Și am demonstrat lucrul acesta și atunci când am luat măsuri mai puțin populare,
pentru a evita efectele răspândirii pandemiei. Toată lumea ne-a acuzat că am închis școli, că am închis piețe, dar vreau să vă întreb, noi facem politică și Partidul Național Liberal este un partid vechi. Credeți că luăm noi aceste măsuri care ne-au adus Prejudicii, dacă prejudicii de vreți, de imagine, imagine. da, dacă nu considerăm că sunt absolut necesare pentru sănătatea oamenilor? Cred că niciun partid din România nu și-ar fi asumat măsuri nepopulare într-un an electoral. Noi ne-am asumat aceste măsuri pentru că am știut că doar așa putem să salvăm vieți. Și chiar și o viață salvată înseamnă foarte mult. Bun, domnule Dupu. Cât mai aveți, nu știu, ieșiți sau nu ieșiți parlamentar, rămâne de văzut după alegerile din 6 decembrie. Dar dacă tot v-am prins în acest studio, am și eu o rugăminte și vorbesc în numele cititorilor Observatorul PH.ro, cei care încă de la începerea lucrărilor ne-au semnalat problema, noi am semnalat-o mai departe autorităților de atunci. Mă refer la fosta conducere a Consiliului Județean Prahova, respectiv la fosta conducere a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Este vorba de giratoriul din zona de pe centura de vest a Ploieștiului, de la ieșire din Ploiești către Câmpina. Acolo unde se produc frecvent coloane de mașini și cu siguranță, dacă veniți de la munte către București, cu siguranță o să nimeriți într-o coloană din zona metro, să spunem, de la intrarea în Ploiești, care se formează doar pentru că proiectantul, respectiv autoritatea contractantă, nu a ținut cont de faptul că o bună parte din mașinile care circulă pe centura Ploieștiului nu au treabă cu intrarea în oraș, ci merg către București, da? E, neexistând o bandă separată pentru cei care vin de la munte și merg către București, da? Așa cum se întâmplă la celălalt giratoriu de la Bărcănești, unde este bandă separată. Și acolo nu o să vedeți niciodată o coloană formată de mașini pentru că fluxul de mașini este separat față de cei care intră sau ies din Ploiești. Același lucru era atât de simplu să se întâmple și în cazul de față. E o chestiune foarte simplă. Nu trebuie să trimitem oameni pe lună. Totul se poate face doar printr-o reconfigurare a actualului sens giratoriu, prin montarea unor parapeți și prefacerea sistemului, să spunem, rutier. Chiar nu putem face lucrul acesta. Vă dau un exemplu concret, că spuneați dumneavoastră, spuneați de cel de la Măneciu, că nu era un lucru atât de complicat să pui niște dale de beton. Între timp, Elon Musk a trimis Da, mașinile în spațiu. bun, dar să știți că noi la Ploiești tot nu avem bandă separată. Adică despre asta vorbim. Și vedeți dumneavoastră, sunt chestii de bun simț și lumea nebunește. Bă, dacă tot ați băgat, nu vreți să știți cât a costat acel sens giratoriu? Cred că puteam să facem un pasaj suprateran, dar asta e o altă discuție. Și nu s-au gândit la o chestie logică. Bă, o să se îngrămădească toți în giratoriul ăla, și aia care au treabă în Ploiești și aia care n-au treabă în Ploiești. Din Vă ce fac o spune hârtie oficială, dumneavoastră, domnul Dupu, vă din ce fac o spuneți hârtie oficială, dumneavoastră, facem o sesizare, facem o petiție online, facem ce vreți dumneavoastră. nu, din ce spuneți dumneavoastră, pare din nou o problemă mare cu o rezolvare simplă și care nu ar trebui să dureze mult timp. Și sunt convins că președintele Consiliului Județean va face toate demersurile. Și noi vom oferi tot sprijinul de la București pentru ca acest lucru să se întâmple cel mai probabil în primăvara anului viitor. E o problemă care a apărut de la, cum să vă spun, de dinainte de inaugurarea sensului giratoriu. Nu vreți să știți câți miniștri s-au perindat pe acolo și au făcut poze și așa mai departe. Asta în claxoanele șoferilor care, evident, stăteau blocați în trafic. Și mai sunt astfel de exemple. Plus că nu înțelegem, noi nu înțelegem, evident, suntem profani în ceea ce privește lucrările de infrastructură. De ce durează amenajarea unei intersecții sau a unui giratoriu
luni de zile, adică să mă ierte Dumnezeu, totuși e un giratoriu, nu facem nimic senzațional, astfel încât constructorul ăla care a câștigat licitația să nu aibă un termen rezonabil. Durează pentru că în buna tradiție românească ne-am învățat să ne acoperim de hârtii, de avize, de aprobări, de tot felul de mai știu eu ce. Și acest lucru se va schimba în următorii 4 ani cu o guvernare liberală. Vom debirocratiza sistemul, vom reforma sistemul. Am mai spus-o și în alte emisiuni și o repet. Am avut un an foarte greu în care pandemia a fost principalul nostru adversar, pentru că am dorit să salvăm cât mai multe vieți și nu am reușit să ducem la îndeplinire multe din lucrurile pe care știm că trebuie făcute, putem să le facem, dar a trebuit să prioritizăm lupta cu acest virus. În schimb, ați văzut, vaccinul a început deja să apară în Marea Britanie, săptămâna viitoare parcă vor începe vaccinările, va ajunge și în România. Sunt ferm convins că în primăvara anului viitor cazurile și răspândirea va scădea dramatic și atunci ne va fi mult mai ușor să ne concentrăm pe aceste lucruri pe care noi suntem conștienți de ele. Știm cum să le rezolvăm, putem să le rezolvăm. Avem nevoie doar să trecem de această perioadă, avem nevoie de o stabilitate în Parlament, pentru că ați văzut, la fel cum am făcut cu pensiile speciale, am reușit să le votăm, a venit avocatul poporului, sau mă rog, avocatul PSD mai mult decât al poporului, a contestat la Curtea Constituțională și au fost respins proiectul de lege. Vom avea o majoritate în Parlament, vom reuși să facem toate aceste proiecte pe care ni le-am propus. De aceea este foarte important ca oamenii să ne voteze. Dacă au un primar liberal de care sunt mulțumit, dacă au un președinte de Consiliul Județean pe care vor să-l susțină, este neapărat nevoie să le trimită în Parlament oamenii cu care să poată conlucra, oamenii care să-i susțină. Altfel nu va fi mereu același război, va fi mereu același plimbat de hârtii, va fi mereu aceeași problemă, unii vor și alții nu vor. Domnul Dupu, dar să știți că aceste alegeri, în cazul în care, să spunem, PNL alături de celelalte partide care se prefigurează a face parte din viitoarea guvernare, da? Exceptând PSD, nu cred că vom mai asista la un USL2. Nu, Dați-mi voie nu. să... Nu cred că se va mai întâmpla așa ceva. Bun. E ca un cec în alb pe care alegătorii vi-l dau. Nu veți mai avea nicio scuză. Dacă la următoarele alegeri, ceea ce promiteți dumneavoastră acum, dați-ne pâinea și cuțitul și o să rezolvăm situația, nu se va Noi întâmpla, să știți. nu vrem și nu căutăm scuze. Noi dorim o majoritate și dorim încrederea oamenilor să facem treabă. Nu avem nevoie să căutăm scuze. E foarte simplu. Deci nu veți vedea nici de la mine, nici de la colegii mei că vom veni cu scuze pentru că n-am îndeplinit ceea ce ne-am luat angajamentul. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Un mesaj pentru cei care ne privesc și care încă sunt în dubiu dacă să iasă sau nu la vot duminica. Este foarte important, am spus și o să repet, este foarte important ca pe 6 decembrie județul Prahova să se desprindă definitiv de trecutul PSD-ist de tristă amintire. Este momentul în care putem să scriem istorie, este momentul în care Prahova poate porni ireversibil pe un drum spre dezvoltare. Pentru toate acestea este nevoie de votul dumneavoastră. Noi, Partidul Național Liberal, avem oamenii pregătiți. Avem oamenii competenți, avem oameni cu experiență, avem oameni educați, oameni care știu de ce este nevoie pentru ca viața noastră a tuturor să fie mai bună, să trăim într-adevăr la noi acasă ca în Europa. De aceea, vă rog, ieșiți la vot, acordați-ne încrederea și noi nu vă vom dezamăgi. Bun, domnule Dupu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Mulțumesc Vă pentru doresc succes invitație. la Mulțumesc. alegeri și
dacă veți rămâne și după aceste alegeri în zona guvernabilă a țării, indiferent că veți fi deputat sau în continuare secretar de stat sau, eu știu, o altă funcție mai înaltă la Ministerul Transporturilor, am numărul nostru de telefon, dacă nu o să mă blocați, o să vă asasinez cu ghilimele de rigoare până rezolvăm naibii problema aia cu giratoriu, pentru că e chiar penibil să ne pierdem timpul dacă există o soluție simplă și la îndemână. Să știți că și ca secretar de stat numărul meu a fost public și la îndemâna oricărui l-a vrut, oricărei persoane l-a vrut, dar și ca deputat de Prahova numărul meu va fi mereu public și voi răspunde mereu cetățenilor. Am înregistrat această ultimă discuție. Vă mulțumesc încă o dată cu dumneavoastră. Mă revăd mâine seară cu o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean. Până atunci vă spun toate cele bune.